este pentru noi a doua casă, iar colegii, frații pe care noi am avut niciodată, frați de cruce. Toți suntem egali, ne ajutăm reciproc, iar un exemplu al acestei prietenii indestructibile este povestea colegului nostru, Nicușo. Ușor ai răspuns corect, pentru astăzi vei lua o notă bună la matematică. În clasa 1, prima dată când majoritatea grupului din prezent se forma, printre bobocii clasei, se numea Nicușo. Prima clasă reprezintă perioada de acomodare, cunoaștere și legare de prietenii noi. Colegii erau de treabă, ne înțelegeam unii cu alții și în scurt timp am devenit buni amici. Vreți să primiți cadoul? Da! Cum trebuie să fiți? Uniți! Și? Trebuie să învățați bine, da? Doamna învățătoare a devenit pentru toți o mamă, iar noi inseparabili, în ciuda neînțelegerilor frecvente, dar scurte dintre noi. Când pleca de la școală, Nicușor mergea la antrenamente, se antrena la un club de fotbal. Făcea progrese pe măsură și trecea vremea. Îi se întrevedea un viitor în sport. Dar, din păcate, lucrurile aveau să se schimbe într-un mod dramatic. Nicușor, poftește cu caietul tău la tablă. Nicușor s-a îmbolnăvit, chiar dacă nimic nu prevestise o astfel de întâmplare. Toate acestea, Nicușor nu s-a schimbat. Era colegul nostru în continuare. Hai să învățăm să ne planificăm timpul. Chiar dacă uneori mai absenta pentru că boala îl țintuia la pat. Rădulește, Valentin! Signor Nicolae, absent. Dar ce se întâmplă cu Nicușor? Ce se întâmplă, Vali? Tu ești prieten cu el? Din păcate este bolnav și este internat în spital. Astfel am ajuns să-l prețuim mai mult când era cu noi, să ne bucurăm de fiecare clipă pe care o petreșeam alături de el. Boala lui Nicușor se agrava cu fiecare zi ce trecea. Totuși, se întrevedea o rază de speranță pentru vindecarea nemiloasei lui boli, departe de casă, la un spital din Germania. Tratamentul, am aflat ulterior, era deosebit de costisitor, iar familia lui nu își putea permite acea sumă. Noi, colegii și doamna învățătoare, am încercat să-l ajutăm, să strângă o parte din suma necesară. Am făcut colectă în clasă și școală, am împărțit fluturași în blocurile unde locuiam și pe stradă am făcut o adevărată campanie pentru a-l ajuta pe Nicușor să ajungă la tratament. O parte din sumă au pus-o și cei din familia lui și astfel a reușit să ajungă la tratament. Boala s-a mai ameliorat puțin, dar nu s-a vindecat. Nicușor are dificultăți în mișcare și este foarte sensibil. Se îmbolnăvește ușor pentru că, datorită tratamentului, are imunitatea scăzută. Prietenii sunt din ce în ce mai buni și mai apropiați, îl înțeleg și încearcă să-l ajute cum pot mai bine. Chiar dacă nu putem a-i schimba soarta, încercăm măcar să-i ameliorăm suferința. Acesta este Nicușor din clasa 6. Aceștia sunt colegii lui, unii dintre ei fiindu-i cei mai buni prieteni, pentru că trăind în același colectiv, toți au înțeles că solidaritatea și respectul sunt esențiale în viață și toți trebuie să aibă aceleași drepturi.